Cât de malefic și fără inimă este Imperiul Răului cu persoanele vulnerabile ale societății rusești, 288.000 de orfani din Rusia așteaptă la coadă pentru locuințe. Ei au tot dreptul la această măsură prin lege, la eliberarea din orfelinat. Dar realitatea este că trebuie să aștepte un apartament ani de zile, pentru că aproape nimeni nu îl primește la 18 ani. Din ce în ce mai des după 25 de ani, iar unii abia la 30 de ani. În luna mai a acestui an, Duma de Stat a găsit o soluție la problemă. A propus să ofere prioritate la locuințe acelor orfani care acceptă să participe la ostilitățile din Ucraina. Presa rusă scrie adesea despre prizonierii grațiați astfel. A ispășit crima cu sânge, dar acum li se oferă și orfanilor să treacă prin acest ritual al sângelui. Acest lucru nu este surprinzător. Copiii de ieri, care își amintesc rar de părinți, care de regulă nu au adulți sau mentor semnificativ în mediul lor, sunt poate chiar cei mai lipsiți de apărare decât prizonierii. Reprezentanții autorităților și ai statului le spun: mergeți, Șase luni, va fi un salariu de 200.000 de ruble, vor fi locuințe. Ce cunoștințe au, ce experiență, ce alternativă în viață le este destinată pentru a putea refuza? Nu le este frică să întâmpine violența pentru că viața într-un orfelinat este plină de această violență, le este familiară. Țara a găsit oameni pentru care nu îi pare rău și foarte rar există lângă ei cineva care să fie capabil să le explice ce li se oferă de fapt. Cineva care se poate oferi măcar să cântărească asupra deciziei. Corespondenții Novaia Gazeta au găsit cinci orfani pe teritoriul Krasnoiarsk care au fost cumva convinși să semneze un contract cu armata. Doi dintre ei au fost în prima linie, unul este încă acolo, iar ceilalți doi nu știm ce s-a întâmplat cu ei. În toate cazurile, autoritățile au încercat și au profitat cu succes de slăbiciunile și poziția lor dependentă. Mai multe pe marginea acestui subiect în articolul din comentarii. Purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peșcov, a declarat în mod explicit că Kremlinul nu este interesat de negocierile cu Ucraina, sugerând că Kremlinul se îndepărtează de operațiunea de informare menită să pretindă interes pentru negocieri. Pescov a răspuns la o întrebare pe 20 decembrie despre declarația din 19 decembrie a președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski, potrivit căreia problema negocierilor cu Rusia este în prezent irelevantă, afirmând că Kremlinul a spus în mod repetat că nu există nicio bază sau fundație pentru negocierile Rusiei cu Ucraina. Pescov a mai declarat că condițiile preliminare pentru negocieri sunt absente, probabil referindu-se la obiectivele maximaliste neschimbate ale Rusiei în Ucraina, care echivalează cu capitularea deplină a Ucrainei și a vestului. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat. De mult timp, că Kremlinul nu intenționează să se angajeze în negocieri serioase cu Ucraina sau cu Occidentul, cu bună credință. Dar Kremlinul pare să se îndepărteze de această operațiune de dezinformare. Ziua 666 a războiului din Ucraina. În dimineața zilei de 21 decembrie, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul ofensivei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 350.270 de militari. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în ultimele 24 de ore Rusia a pierdut 1080 de soldați, 14 tancuri și 31 de vehicule blindate de luptă. Armata ucraineană IT a spart serviciul rusesc de cloud Bitrix24 care este folosit de cele mai multe ori de companii care sponsorizează războiul. Întreruperile au avut loc într o serie de orașe rusești, în special în Moscova, Sankt Petersburg, Ekaterinburg, Samara, Ufa, Krasnodar, precum și în capitala Belarusului, Minsk. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Forțele aeriene ucrainene sunt din ce în ce mai eficiente în doborârea dronelor rusești, doborând 34 de drone de atac rusești în noaptea aceasta. În noaptea de 21 decembrie, rușii au atacat cu drone de atac Shahed din trei direcții din Crimea ocupată din capul ciuda, din Primorsko, Actar și Kursk, care sunt în Federația Rusă. Au fost lansate în total 35 de drone, care au atacat în valuri de la ora 8 seara, în seara de miercuri, până la 4 și jumătate dimineața de joi. În această noapte, în diverse direcții, apărătorii cerului au reușit să doboare 34 din cele 35 de drone de atac lansate de inamic. Se arată în mesaj: Apărarea anterioară a lucrat în regiunile Kiev, Dniepropetrovsk, Viniția, Cercaș, Herson, Zaporoje, Nikolaiv, Helnitsky, Sumi Poltava și Cernihiv. Ce este Gulagul Digital și cum îl folosește Kremlinul pentru a recruta carne de tun? Toate procesele sunt controlate de FSB. Meduza a aflat cine va elabora un registru al persoanelor obligate pentru serviciu militar, care se numește Gulag Digital. În aprilie, Duma de Stat și Consiliul Federației au adoptat de urgență modificări ale legii privind serviciul militar care au năsprit drastic pedepsele pentru dezertori și cei care nu vor să meargă la război. Printre altele, în Rusia va apărea un singur registru digital al evidențelor militare în care vor fi stocate aproape toate datele personale ale celor responsabili pentru serviciu militar, va fi creat și un registru separat al somațiilor emise la biroul militar de înregistrare și înrolare. Observatorii numesc deja acest sistem Gulag Digital. Dacă Zelenski merge pentru eliberarea din funcția lui Zalușni, va fi un eșec, în primul rând, pentru el, spune Olexei Garan, director științific al Fundației pentru Inițiative Democratice. Dar datele unui sondaj indică faptul că Zalușni are acum un sprijin mai mare decât Zelenski, Sprijinul de 62% pentru președintele țării în război este și el foarte mare, mai spune Garan, și orice politician occidental l-ar invidia pe Zelensky pentru asta. Mai mult, aceste sondaje arată că 59% aproba atât pe Zelensky în funcția de comandant suprem, cât și pe Zalușnic ca comandant șef al forțelor armate. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare, dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la animatura. Apreciez mult asta!